Mă bucur că Dumnezeu m-a învrednicit să trăiesc până la vârsta asta și să am încă activitate profesională. Peste 3 luni și jumătate împlinesc 85 de ani. Mai joc încă, am spectacol la Teatrul Notara. Am făcut film, fac film în continuare. Cred că din punctul de vedere al activității cinematografice, sunt unul dintre cei mai longevivi și am făcut și foarte multe filme. Cred că peste 90, 100 și ceva de filme, dacă să cotim, împărțim serialele din câte 2 episoade, facem câte un film, vreo 100 și ceva de filme. Și m-am bucurat în viață și de succes și de insucces mai puțin, că ăsta nu se arată întotdeauna și lumea se ferește să ți-l arate. Dar vreau să vă spun, pentru că acest interviu este provocat de Uniunea Cineaștilor, că sunt unul dintre veteranii Uniunii Cineaștilor, de pe vremea când s-a luat inițiativa de un grup de regizori, în frunte cu Mircea Dragan, să dăm cezarului ce al cezarului, să facem o asociație care s-a chemat Asociația Cineaștilor, ACINE. Și am fost la început, aveam numărul 12, 13 al carnetului, cei care am pus bazele acestei uniuni. Că a fost de acum 2 ani în urmă, parcă, o evocare a acestei uniuni, care sigur în acea perioadă când am înființat noi UCINU, nu a convenit pentru când a fost ACINU, pentru că nu, regimul nu mai avea nevoie de încă o uniune care îi deranja, uniunile îi deranjau. Nu era un sindicat, de fapt. Era Uniunea Compozitorilor, Uniunea Scriitorilor, care frământau probleme sociale și cam deranja conducerea de stat și de partid. Și abia am obținut, n-am obținut de la început statutul de Uniune. I-am zis Asociația Cineaștilor. S-au perindat. Întâi s-a agitat numele marelui regizor Gopo, dar Mircea Drăgan a fost între inițiatori, Mircea Mureșan, regizorii de atunci. Știu că am fost o mână de oameni, vreo 40 de inși. Și acolo am înființat pe secție. Am fost la un moment dat șeful secției de actori, care era regizor, scenograf de film, operator și așa mai departe. Și i-am ajutat și pe cascadori să-și capete un statut social. Începuseră filmele cu cascadorie, de filmele istorice, de aventuri. Și trebuiau efecte de astea de cascadă și le-am dat și lor acest statut și am înglobat și pe ei, dacă nu bine mi-aduc aminte, chiar în secția actorilor. Plăteam o cotizație modică, dar era interesant că puteam face și împrumuturi. Da, se vota în plenul, așa știu că mi-am cumpărat o mașină Dacia, împrumutând bani pentru acont și având înlesniri în timp, fără dobândă. În sfârșit, a fost un început bun. După aceea au început luptele intestine pentru supremație, dorințe de șefie și așa mai departe, ca în toate, cum să spun eu, adunările astea sociale. Oamenii sunt destul de invidioși, așa are caracterul uman. Eu am făcut conservatorul pe vreme când nu era institut, la Sibiu. Era un conservator care se numea Timotei Popovici, de muzică și artă dramatică. Institutul s-a făcut după reforma învățământului, prin 1951. Și eu m-am înscris atunci, te primea nu cu că ai terminat liceul, o absolvență ca o facultate, puteai să o faci în timpul liceului. Și în timpul liceului, pentru că am mai spus-o în diverse interviuri, scriam poezii și pe vremea aia fetele se cucereau cu poezii și scriam poezii
și avem cenacluri la liceul Lazar la Sibiu, un liceu extraordinar cu care mă mândresc. Aveam trupă de teatru, adică spectacole teatrale. Și veneau actorii de la teatru din Sibiu și... Interesant este debutul meu. În teatru l-am avut profesorul, să revin la întrebare, în primul rând pe Radu Stanca, care a fost profesor de istoria teatrului la Conservatorul. Am avut un domn în vârstă care se chema Ion Băilă, un ardelean, care a jucat la Burgtheater, dar am făcut 2 ani. Se chema Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică și pentru că aici mi s-a legat destinul de cinematografie, un tânăr actor care de la teatru din Sibiu a fost luat la armată, pe tânărul actor îl chema Mircea Mureșan și a lăsat un rol descoperit într-o piesă sovietică, Argilă și Porțelan, Arvid Grigulis, în 1949-50. Actorul Casimir Tănase, care m-a instruit la echipa de teatru la Sibiu, a zis: păi avem noi un tânăr foarte talentat la liceu, eram în ultimul an, să-l aducem în locul lui Mircea Mureșan, care a lăsase rolul descoperit. Și mai ales că fratele meu era deja actor la Teatrul de Stat din Sibiu. Și directorul Constantin Sincu m-a poftit și am jucat rolul și acolo am rămas la teatru, că eu vreau să mă duc la școala de ofițeri de marină sau să fac limba română, profesor de românească. Dar mi-a zis cineva, dacă ai mirosit de termasticul, adică la lipiciu, nu mai pleci tu de aici. Era artistul emerit Ghițescu, Aurel Ghițescu, un mare actor venit de la Iași. Am jucat și cu Miluță Gheorgheu la Teatrul din Sibiu. Eu am jucat la Teatrul din Sibiu din 1952, februarie, debutul meu, până în 1960 și vreo 3-4, când m-a adus Ciulei la București. Deci 13 ani, dar jucam cu Radu Stanca, era o echipă de teatru, regizor și actor talentat, dar și acum este un teatru foarte bun. Aia cu Festivalul Internațional, actrițe deosebite, Ofelia Popi și alți copii acolo. Au și școala lor pe lângă teatru acolo. E foarte bine. Deci ăsta au fost profesorii mei, dar era un mediu ambient foarte propice pentru artă și acest Radu Stanca a lăsat în urmă o dură extraordinară. El nu repeta de pildă după masa. Sau, deși de la ei premieră în 30 de zile, că nu era un teatru de repertoriu, jucau o piesă până la epuizare, dar cerea totdeauna actorul să aibă timp de lectură. Pentru că asta e cel mai important lucru. E să știi că, după părerea mea, pe scenă să vede în modul de a juca, în modul de a privi care este un actor care îl simțeai pe forieterile că e un intelectual de cum ar vedea pe scenă. Există un alt comportament. E o ciudățenie. Eu am început să fac film, să nu ne îndepărtăm de cadrul în care facem interviu, în anul 1956, să mă iertați, eram tânăr actor la teatrul din Sibiu, unde era regizor Radu Stanca și jucam într-o piesă scrisă de Horia Lovinescu, Citadela Sfărâmată. Pe vremea aceea, la teatrele alea din toată țara, de multe ori se copiau repertoriile, piesele românești de actualitate bune erau puține și atunci când s-a montat, când Lovinescu a scris Citadela Sfărâmată, s-a făcut și o ecranizare după film. S-a dorit o ecranizare. Au adus un regizor din Franța, destul de obscur, adică aș putea zice obscur chiar, Marc Moret, care s-a dus prin toate teatrele din țară, că pe vremea aceea v-am spus să repeta repertoriul, dacă piesa era mai răsărită, să vadă distribuțiile. Și a trecut și prin Sibiu. Și cum eram prieten foarte bun de suflet cu regizorul Mircea Mureșan, cu care am făcut pe urmă și foarte multe filme, el era în clasa aceea celebră cu Mihu, cu Marcus, cu Olga, era și Olga Zisu, da, una singura fată dintre ei, Mihai Iacob, mulți băieți foarte buni, care au însemnat ceva în cinematografia românească,
Și am fost chemat la probă. Să dau o probă, trecând echipa lui Marc Moret prin Sibiu, să vadă spectacolul montat de Radu Stanca. Și așa am dat o probă împreună cu Marga Barbu, parteneri, și am și rămas prieteni de o viață cu Marga după asta. Amândoi am avut eșec cu probei, de atunci n-am mai dat nicio probă la film. Am refuzat categoric, dar întâmplarea a făcut că după vreo lună de zile am venit în București cu teatrul din Sibiu cu o piesă, nu mai mi-aduc aminte, dacă nu mă înșel, un basm, Harap Alb, și jucam undeva la Parcul Bălcescu, în București noi. Și pe Calea Victoriei, într-o dimineață, m-am întâlnit cu Marc Moret. Bine, care mă terorizase, pentru că tot timpul indicația lui era Monsieur oublie le teatru. El zicea că joc teatru, că jucasem rolul, pentru că nu înțelegeam eu foarte bine ce vrea el să uit teatru, pentru că nu există, după părerea mea, diferență de interpretare. Actorul bun e bun și în film și în teatru. Pe urmă, după experiența asta îndelungat, am constatat că nu trebuie să existe diferențe. Și nu se poate. Un actor bun de teatru, un actor bun de film. Acum, sigur că condus bine de un regizor care știe să domolească eventualele teatralisme, dar un actor bun de teatru nu este. Ca dovadă, filmul românesc la începuturile lui s-a făcut cu actori de teatru, actori mari. Și au reușit. Era foarte bun Forieterle în film, era Ciupotărașul extraordinar în film. A fost, cine să-ți mai spun, pe toți ăștia cu care am jucat, Calboreanu, în Sete, așa și așa. Și întâlnindu-mă cu Marc Moret pe Calea Victoriei, m-a întrebat cât timp rămân în Budapesta. Și am zis, nu trebuie spărat, suntem în București. Iartă-mă, zice, fac confuzii. În fine. Și zice, treci mâine pe la studio. Studioul, Buftea nu era construită, studioul funcționa la Tomis, la cinematograful ăla, vis-a-vis de unde a fost Biserica Sfânta Vineri, și la Chirov, unde e acum, nu mai știu ce, pe... A fost Comitetul Central a UTC-ului, lângă, da. Și acolo era un platou și filmam și mai era la Tomis, acolo, în curte. Și acolo am dat probe, dar când m-am dus la echipă, echipele de filmare, să revin la întâlnire cu Marc Moret, m-am dus la, era pe coridor, Dona Barta, asistentă de regie, era pe vremea aceea, și m-a văzut și ne cunoșteam de la probe și m-a întrebat ce fac. Zic, uite, m-a chemat Marc Moret. Și a s-a dispărut pe ușă și a zis, nu aici, alături la, pe care o ușă, la o ușă mi-a arătat, pe care scria Vultur 101. Era regizor Andrei Călăraș. Asta se întâmpla în primăvara anului 1956. Mi s-a părut un tânăr așa, într-o cămașă fistichie, făcea un film, era ecranizarea, după piesa era moda ecranizărilor, că erau deja trecute prin furcile cenzurii, textele, și mi-a spus să dau o probă pentru filmul Vultur 101, ecranizare după Zbor de noapte, piesa lui Nicolae Teotru, care se juca la Teatrul Armate de atunci, actualul Teatrul Notara. M-au băgat într-o cameră, echipa avea două cămăruțe așa, destul de mici, să citesc scenariul, mi-am citește. Și am spus, la care rol să fiu atent? Ce la rolul principal. Și am început să citesc. Nu mai știu cum era scenariul. Dar am auzit în camera de alături pe regizorul secund, care era fie iertatul Dinu Cocea, care vorbea la telefon și făcea o conversație rugătoare cu Iurie Darie, care pe vremea aceea era deja lansat ca mare vedetă tânără de cinematograf românesc, să vină odată că trebuie să terminate probele ca să facă distribuția. Și am dedus că el era rolul principal. Eu, timorat de probe neizbutite, m-am uitat așa prin scenariu și am trecut în camera unde era regizorul, Călărașul, și am spus, am citit, cum vi s-a părut? Zic, bun, ce era să zic. Și... Dar nu mă interesează rolul principal. A ridicat capul așa de pe ce făcea că citește ceva
Și cum, dumneata e singurul actor care nu vrei rol principal? Nu, dumneata, eu vreau rolul ăla. E un locotenent, nu mai știu cum îl chemă. Un rol de mâna a doua. Da, vrei rolul ăsta? Ba, eu în gândul meu că deja era distribuit, o făceam din instinct de conservare. Zice, gata, deci joci fără nicio probă și așa. Și așa am debutat în filmul astfel că până m-am prietenit cu o serie de actori. Rolul principal a jucat până la urmă Ștefan Moisescu. Dar n-are importanță, așa era. Dar am fost foarte tare susținut la atunci când am dat probă, că nu am căzut la probă la Marc Moret așa dintr-o dată, că au fost votați, că era un consiliu. M-a susținut foarte tare Victor Iliu, da. Toți de acolo ziceau, da, sau unii de acolo ziceau că vorbesc cu gura strâmbă. Vorbesc și acum tot așa. Mă rog, erau foarte riguroși, să zicem. Și așa am debutat în film în 1956 și am filmat cum se filma atunci, 36 de metri util pe zi, era lucru mare. La Bacău, la aeroportul cu avioanele MiG, cu reacțiile primele MiG-uri 15, am zburat cu toate tipurile de avioane. A fost o viață foarte frumoasă la Bacău ăla, pe o toamnă în 56. Eu eram iubitor de Bacovia, umblam până târgul ăla. Și întâmplarea a făcut că rolul principal îl joacă chiar Marga Barbu, cu care atunci o chema Marga Butuc, Marga Butuc Odrescu. Și cu care am rămas o prieten de viață și ne-am întâlnit și în alte filme. Am jucat cu Ian Haiduci. Nu-mi place, frate, tu de cruce. E libop și bețiv. O să-i băut voi sângele unul altuia, dar a lui e spurcat. Omul mi-a stat în dreapta și la bine și la rău. Cât ești dus, se uite la mine ca la oala cu miere. Închipuier de miere. Și după aceea m-au chemat la filmul Furtuna, Blair cu Sinișa Ivetici, un scenariu al lui Titus Popovici și Francis Munteanu. Și de acolo am rămas prieten de o viață cu, fie iertatul, Titus Popovici, care a început să scrie, asta a fost norocul meu, pentru mine roluri. Știu că m-a distribuit, eram cu părul făcut blond, decolorat, Radu Stanca mă distribuise în rolul baronului Tuzenbach din Trei Surori la Sibiu. Asta s-a întâmplat prin 1953-54. Și Titus pregătea scenariul pentru Setea. Tocmai am vorbit despre dumneavoastră cu excelenția sa, domnul baron Romulus Pop de... Mult să-mi trăiască! Știi ce-i afară? Au venit comuniștii câteva sute să-l dea jos pe pretor. Nu știai? Ce ai pregătit? Frate, domnule, avem și noi câțiva simpatizanți. I-am convocat. Așteaptă la antal. Cum, comuniștii au venit în număr impresionant? Dar ce credeai, mă, Vita? Că o să fie un om sau doi? Noi o mere. Ce-i spând acolo? Și m-a avut pe mine în legionarul, așa cum l-a descris el. A fost primul meu succes într-un rol important în filmul de cinematograf. După care a urmat seria de filme nesfârșite. Am fost și la Cannes cu Răscoala. Mă rog, cum a fost la Cannes? De două ori am fost și cu filmul care l-am făcut în 2009 cu Fanny Ardant, care era și regizoare și scenaristă, o actriță excelentă, o femeie cu un farmec deosebit. Și așa am mult sex appeal. Da, am intrat în... Și pe urmă, sigur că în cercul ăsta de prieteni, de regizori, de actori, am început să gust foarte tare plăcerea de a face film. Teatrul mi se pare mai greu pentru că cere mult mai multă, după părerea mea, muncă de asta, de laborator, repetiții și așa mai departe, în aer închis, la film te duci în exterioare. Și am legat prietenii uriașe cu actorii din acele timpuri, tineretul de atunci, celebrele noastre vedete, după care regretă și astăzi multă lume, Anzo Apelea, Emanuel Petruț, Silviu Stănculescu, niște băieți extraordinari. Și am făcut, aveam o perioadă când filmam și două, trei filme pe an.
Și ne-am împrietenit cu Toma Caragiu, cu Marin Morar. La pale de codru verde, mititel forșor se vede, au nu știi focul potolit, au de haidu ciocolit. Și m-am mutat la București, m-a adus Ciulei, care mă văzuse la Sibiu într-un spectacol la care el a făcut un decor, spectacol pus de Radu Stanca, și m-a poftit la București. Și sigur că aici a fost mult mai lesne să fac film, pentru că acolo mă costa enorm, jucam mult enorm la teatru din Sibiu și trebuia să fac navetă cu avion, cu tren, cu ce se făcea, trebuia să fiu prezent la filmare. Mi-aduc aminte, am lucrat cu operatorii noștri mari, cu Nicu Stan, am făcut filme foarte importante și foarte grele. Sunt legat de filmul istoric în special. N-am fost înamorat de filmul de capul și spadă, dar viața m-a dus și la asemenea roluri, cum a fost ăla din Haiduci. A fost prima serie, urma a continuat cu Răpirea domnițelor, cu Răpirea zestea a domniței Ralu și pe urmă a ajuns aia cu Piersic, care erau o serie foarte lungă. Am jucat și în alea, în vreo 3-4, Misterele Bucureștiului, Masca de Argint, Colierul de Turcoaze. Dar aici e o chestie, foarte mult haz. Jucam în aceste filme scrise de Eugen Barbu și nu mai țin minte pe celălalt, că ăla era Fermentul, Opriș. Cum îl chema, Opriș. Da? Un domn mititel așa, din Sinaia, cred că era, și am jucat pe domnitorul Bibescu, pe Bibescu Vodă. Mi-a făcut un costum frumos, nu? Și de câte ori că erau altă, se scriau așa, o serie lungă, Barbu câștiga bani buni cu filmul ăsta, cu Morgelatul și așa mai departe, și în toate apărea că era perioada 1848, Bibescu. Și de orice regizor venea, că era Vitalidis, că era, cum îl cheam, Dumnezeu să ierte, că a murit și el, și Doru Năstase, care a făcut Drumul Oaselor, și ceilalți, și zicea, da, Mircea Moldovan, Bibescu Vodă, a, păi avem pe Besoi, are costum, aveam costum făcut. Și nu cheltuiau, era un costum pompos cu decorații și așa. Cine sunt? Dandiști și eleganți fac echitație. La Paris, la Viena și la Petersburg există școli. Noi ne-am ocupat mai mult de agricultură și comerț. Artele și științele cam lipsesc, din cauza puținelor încurajări și a lipsei stabilimentelor necesare. Și asta se numai vreo 7-8 filme. Așa. Era sigur că să mă chemau să joc pe Bibescu Vodă. Scenarii mai bune, mai puțin bune, dar n-are importanță. Uite că interesant este că, și am mai spus-o de multe ori, că publicul nostru, mai ales cel tânăr, preferă filmele pe care le-am făcut noi atunci și care sunt unele chiar foarte bune și bine făcute. Da, și cu Răscoala am fost la Cannes și am luat opera prima, premiul noi și așa mai departe. Am luat și făceam Ihnea Gheorghiu, era președintele Consiliului Cinematografiei, un festival care se vrea internațional, Pelicanul Alb la Mamaia, și acolo știu că am luat premiul de interpretare pentru Cartierul Veselii, filmul făcut de Manole Marcus, și pentru Neamul Șai Măreștilor, făcut de Drăgan. Ei, au urmat o serie de filme care se legau unul de altul, dar unele erau după romane foarte bune și am început să lucrez foarte mult cu Sergiu Nicolaescu, mult cu el, mult cu Mircea Mureșan și cu Marcus, filme importante și mai ales pe scenariile lui Titus Popovici erau niște roluri foarte bune și când scria se gândea la mine. Și chiar mi-aduc aminte o întâmplare la Actorul și Sălbatici când m-a distribuit pe mine în rolul lui Nae Ionescu, profesorul, filozoful. Și eu, documentându-mă, am căutat niște scrieri de ale lui și cei care l-au cunoscut, că mai trăiau oameni care au fost contemporani, și am spus lui Titus că n-am nici înclin, nici în mâine, că cu personajul fizic vorbind. Și a zis, măi, zic că era mic, era cu...
Păi nu mă interesează, vreau demența spiritului nebun. Și așa l-am jucat. Asta și așa mi s-a întâmplat mult, la multe scenarii ale lui, că știu că, pe urmă, mă consacraseră în roluri de preot, jucam preot. Dar una peste alta, marile succese de public au fost și toate pânzele sus, Lumini și umbre, care a extraordinar scris de Titus Popovici, unde era aluzie clară la Iuliu Maniu, personajul care îl interpretam eu. Bani de seamă, rosturi prea multe pe aici n-ai. N-am, dar un cotro să pornim. Așa, la capătul lumii. Oho. Revin la ideea că tineretul nostru și publicul de astăzi preferă să vadă filmele astea și mi-am găsit explicația gândindu-mă că de fapt el vrea să-și reamintească perioadele trecute și cei mai tineri perioada de viață a părinților, cum era viața atunci. Și filmele au foarte mult succes. Din păcate, nu mai există cinematograful cum era alte date, când lumea intra pe bulevard, erau în București 50 de săl de cinematograf, acum nu mai. Dar la mall, unde costă biletul foarte mult. E, ultimul film care l-am prezentat acum, care a fost București non-stop, un film al lui Dan Chișu, foarte uman, foarte românesc, cu actori foarte buni, și chiar m-am bucurat că am crezut că oamenii care mă opresc pe stradă, probabil ca să mă gâdile la orgoliu, spun maestre actori ca dumneavoastră, generația de aur. O prostie. Fiecare epocă și are generația de aur de actori și chiar m-am bucurat la București non-stop că e o mână de fete tinere și de băieți tineri actori excelenți. Ce faci, măi, cu Gena pe telefonul meu? Nu, m-ați înțeles greșit. Vreau să vă rog să-mi dați și mie telefonul dumneavoastră, să dau un telefon scurt și m-am certat cu... Cu toți vecinii din bloc te-ai certat din cauza maidanezelor ăia, ai tăi care l-au muscat pe japonezi. Am mâncat în curs să vină în România. E, așa-i trebuie. Din păcate, numai sub bani se facă filme. Se încropesc, așa e viața și dinamica socială, ca dovadă că lumea preferă să stea în casă, dacă la televizorul ăsta care e aici la mine în cameră sunt 100 de canale și vezi, nu știi la ce film să te uiți în fiecare seară. Nu te mai deplasezi la cinematograf. Dar el avea rolul lui pentru tineri. Treceau pe stradă, se țineau de mână, intrau la un film de cinema, luau o pungă de bomboane cu fata, se țineau de mână, vedeau un film, petreceau o seară plăcută. E, asta nu se mai întâmplă. Dar, spunem așa de bani, eu și vorbesc la mulți tineri regizori și actori, erau, cum să-ți explic eu, bani, se poate face film cum s-a făcut Frici, Nemau și Sineverite, fără bani mulți, pe stradă să filma. Nu ne-am adaptat, nu știm să facem asta foarte bine și încercând să facem film comercial, cedăm, cum să spun eu, facilului de multe ori vulgarității și nu cred că cinematograful și-a pierdut rolul important de după ce a fost prima oară o modalitate de distracție, rolul important educativ de a influența psihologia de masă, cum să spun eu, gustul publicului. Acum ne târâm în coada gustului de public pe acel slogan bazându-ne ratingul, care este sau nu este. De ce vedem atâtea filme americane de, și nu numai englezești și rusești, de mare, de supremă calitate artistică și în același timp comerciale? Pentru că se îmbină una cu alta dacă o faci. La noi a început acum să abunde și un limbaj vulgar. Nu se poate. Ciurie era adeptul acelei teorie extraordinare și la teatru l-am avut și director și coleg, pe urmă cât am fost eu director la Teatrul Bulana, era adeptul ideii că pe scenă trebuie să și în film să vorbești și la radio, și acum și la televiziune, cea mai curată limbă românească, cea mai frumoasă. Eu este, cum să spun eu, cinematograful poate spune sloganuri, lucruri bătute. Este o
artă formativă. Are un rol formativ. Și cine nu își amintește în tinerețea lui de eroii pe care i-a iubit și cu care orice tânăr sau adolescent vrea să semene. Deci asta este o influențare. Mai e o chestie care e foarte interesantă și m-am izbit de ea, pentru că am jucat în multe ecranizări. Este foarte greu să te calchiezi pe gustul și pe imaginația spectatorului și cititorului. Pentru că cel care a citit o carte mare își imaginează un personaj așa cum îl vede el în imaginația lui și e greu să nimerești pe felul în care și-a imaginat el erou. Dar de multe ori o nimerești. Și când ai nimerit-o, ești călare pe val. Bună ziua, panicarilor, și poftă bună, că văd că aveți la ce. Mi se pare că ați pus mâna pe un berbec gras. Gras este el. Poftim, Gustav. Dar de unde a răsărit, domnule? Sau te-ai bine cu al necurat, a? Tu ești... Cumva ești Gerasim. Bă, fraților, v-am povestit întâmplarea de la Port Said. Uite, dumnealui e ăla care s-a găsit să-l înfrunte pe Hussein. De-aia spune, domnule, ce vânt te aduce încoa? Că acum vreo 2 ani auzisem că ești secund pe un vapor olandez. Oho! De atunci mi-am luat și brevetul de capitan. Banii pentru film altă dată nu era numai de la stat, adică statul subvenționa. Dar care era modalitatea? Pentru un film românesc noi făceam parte dintr-un fel de caier, piață comună. Și pentru un film românesc, de pildă, dacă îl dădeai în Uniunea Sovietică, fosta Uniune, obțineai, în funcție de câte săli de cinematograf aveau ăia, vreo 10 filme, 8 filme pe care le exploatai gratuit în numele filmului tău pe care le-ai dat acolo. Să zicem Haiduci. În Germania Democrată luai 3 filme, că era o rețeaua mai... În Ungaria 2, în Bulgaria tot unul, în Iugoslav. Adică era acest schimb și pentru un film exploatai vreo 20 și ceva. Și de acolo veneau banii la direcția difuzării filmelor, să strângeau banii, care, din ce știu eu, se repartiza la Ministerul Culturii, se repartiza la Ministerul, care dădea pe fălii la concursurile de scenarii, când scenariul era convenabil și din punct de vedere ideologic, trebuie să ne gândim, dar atunci se bătea foarte mult pe filmele care să refacă epopeea națională. Așa s-a făcut Tudor, Mihai Viteazul, da. Neamul Șaibăreștilor, conta 1907, Răscoala. Momente istorice de referință care trebuia. Până a fost războiul pentru independență, bani mulți. Sau făceai contracte cum a fost făcut ăsta. Nu e realizat de Buchtea toate pânzele sus, e realizat de Televiziunea Română. Era Geu Saizescu, directorul direcției de film acolo, și scenariul care l-a adus Mureșan, făcut cu Surțeanu, Alexandru Surțeanu, s-a bucurat de succes și au făcut o convenție cu Ministerul Turismului, care a dat posibilitate să se meargă și în Franța și cu un vapor și să se filmeze, pentru că făcea reclamă și anumitor localități extraordinare direcție de turism. Deci existau surse de și acum, dar din păcate oamenii de afaceri, oamenii care au astăzi bani mulți, nu ești foarte sigur pe ei, că vezi că astăzi au, mâine nu mai au, că mâine vine DNA-ul și nu știi de unde îi apucă. Că chiar dacă au, cei care au și sunt corecți și ar putea să ajute, nu ajută că nu-i interesează. Trebuie să ai relații de prietenie, știu eu. Iar noi, filmul independent, știu că a venit Florin Persic Junior să mă ajute, să mă roage să joc la un film independent, pe niște bani aproape simbolici, am spus, nu pot mai să vin să mă deplasez. Păi, Nene, Jimmy, este un film de autor, un film independent, știi ce e asta? Zic, nu știu, eu știu că trebuie să-mi plătesc chiria, întreținerea, instalatorii, telefonul. În sfârșit,
Nu se poate face așa cu un cropel. Se poate face, face odată, face de două ori, da. De aceea tinerii ăștia, care acum au ajuns niște actori maidanezi, joacă pe unde apucă, termină institutul, n-au mijloace de, cum să spunem, de exercițiu. Exercitatio optimus magister est, așa zice latin. Adică trebuie să praxezi, să faci practică. Cea mai bună practică e teatru. Mari actori americani de film, englezi, nu sunt actori de teatru. Joacă teatru. Ăștia au înființat acolo, în Uniunea Sovietică, era teatru actorului de film. Ăia care jucau mai mult film, când erau liberi, jucau la teatru ăla. Erau salariați. Am încercat și noi, am avut și noi fostul teatru mic, i-a zis teatru actorului de film. La început. Pentru că la Institutul de Teatru și Cinematografie, clasa de actorie de teatru la un moment dat, la început, era separată de clasa de actor de teatru. Ceea ce era o prostie, pentru că, iată că mari actori de teatru, cum Meryl Streep, toți au jucat teatru, inclusiv Yul Brynner, până în clipa morții au jucat teatru. Nu se mai spun de teatru englez, Laurence Olivier, Peter O'Toole, Kenneth Branagh ăsta, care te uimește. Sunt actori de teatru. Și ei, săracii tinerii noștri, n-au cum să exerce. Unde? Sunt... Uite, la mine aici, în curte, e un teatru care se cheamă Uniteatru. Și joacă, așa, cu 40-50 de spectatori. Nu e... Nu poți ataca marele repertoriu, marea respirație, n-ai certitudinea zilei de mâine. Actorul trebuie să fie nu neapărat corcolit, îngrijit, dar să aibă niște condiții decente de trai. Să aibă condiții de pauză, de lectură, pentru că munca importantă a actorului e cultura. N-ai de unde să scoți tipologie umană, experiență. N-ai trăit 7 vieți ca să știi și cum a fost pe vremea lui Ștefan Tomșa sau al lui Richard al III-lea. Ei fac altă școală, fac englezii și americanii, în cadrul universităților. Acum e o problemă la filmul ăsta, care îl încep în aprilie, sunt niște copii care joacă roluri importante. Și am aflat că, de fapt, copiii care te uluiesc în filmele din străinătate americane, în special, fac actorie la grădiniță, nu știu ce, învață într-un fel. Dar sunt formidabili. Dau un exemplu, îmi vine în cap acum, rapid, ăla micul din Kramer contra Kramer, care era genial. Sau această Dakota Fanning. Descoperirea lui Spielberg, nu știu cu cine a jucat el. A jucat cu Denzel Washington și cu ăștia. Actori extraordinari. La noi nu, copiii sunt anchilozați, nu sunt bine duși. Copilul este cel mai bun actor de pe pământ. De ce? El când zice că e avion, el e avion. Când zice că e cald și să joacă, el e cald. E foarte, el se transpune exact în personajul ăsta. Dar e un actor extraordinar. La cinematografie mai este această fotogenie. Dar nu știu dacă americani și englezii țin foarte mult la așa ceva. Dar și filmele, marile filme rusești, atunci trebuie să aducem aminte cu... Să fim eleganți și să recunoaștem că au filme mari. Foarte mari. Și sunt actori de teatru. Și au exersat la teatru și teatru a fost respectat. Nu ca idioțenia aia care v-am spus eu la debutul meu, Monsieur Besoiu, oubliez le teatru. Ce aia? Nu poți să uiți teatru. Teatru e arta interpretării, că o faci în fața aparatului ăsta a colegului nostru, sau e, mă, fiecare om este actor, am mai spus-o de nenumărate ori. Totus mundi agit histrionem. Preotul la altar când ține predicaia actor că vrea să te convingă, medicul când îți bagă în cap că e sănătos, e actor, profesorul care vrea să te convingă că Arghezi e un mare poet la catedră și îți vorbește, trebuie să te convingă, pentru că teoria este, am preluat-o și eu de la alții, Radu Stanca, în special actorul și în general artistul nu trebuie înțeles, trebuie crezut.
trebuie să-l cred. Și dacă îl crezi pe actorul de cinema, indiferent de ce figură are, mai frumoasă, mai urâtă, mai... Uite ce actor minunat a fost prietenul meu, de la care am învățat foarte multă simplitate cinematografică. El nu știu de unde a preluat-o, Colea Răută. Un actor de mâna întâi. Te uitai cu drag la el. La el fiecare privire însemna ceva. Și cum teoria lui Ciulei că întâi trebuie să-ți treacă gândul prin minte, adică replica, și să se citească în ochi înainte de a scoate replica pe gură. E o taină care se învață. Capitane, ce câștigi dumneata dacă o să ne spânzure? Dăm drumul! Uite, dăm drumul mie și lui Hussein și... Spun unde este franțuzul. Care franțuz? Pierre Vaillant, prietenul dumneavoastră. Pierre Vaillant? Trăiește? Trăiește. Succes au avut nu numai astea. Au avut și filmele, cum să spun eu, cu greutate tematică extraordinară. Vezi, ala lui Ciulei, e primul care a luat premiul de regie la Cannes, Dance, pe scenariul lui Titus Popovici, Pădurea Spânzuraților. Traofel, dar ce temă superbă, plină de poezie și de umanism, iese asta lui Gopo, care a luat marele premiu la Cannes, Palmdorul cu Omulețul lui. Sigur că marile filme americane au densitate educativă și depinde extraordinar de scenariu. Un film bun pe un scenariu prost e mai greu să faci. Poți să faci un film prost pe un scenariu bun, dar e mai greu. Am avut regizori foarte buni și avem, și acum au început să crească tineri, dar din păcate nu au mijloace materiale să se manifeste. Și mai am această greșeală care este teribilă, să-și încâmpie că nu trebuie să existe o cât de câtă cenzură, dacă nu ideologică, nu ideologică, dar artistică. Am văzut într-un film în care era vorba de cu Anthony Hopkins, actor extraordinar, îl juca pe marele regizor Hitchcock. Și acolo are o ciocnire cu producătorul, adică cel care dădea bani și nu era de acord ăla cu o scenă și i-a scos-o. Cât era el de Hitchcock. Deci există undeva, trebuie să troneze bunul gust a celui care produce. Nu e vorba de teorie ideologică, dar de un bun gust, să spunem, mie nu îmi place. Eu sunt producător și nu fac. Deci tot un fel de cenzură. E o cenzură a bunului gust, dacă omul e un om de cultură și nu numai negustor. Negustorie e simplă să faci într-un film. Aduce o femeie, o dezbraci, de... Și după ce pleci din sală, fără să discuți cu partenerul tău de viață sau cu cine ești la cinema, cel puțin o oră după aceea sau să reflectezi acolo, acasă la ce ai văzut, te-ai dus degeaba, ai dat banii degeaba la cinema. Filmul nu trebuie să coste foarte mult. Este o artă pentru... Aduceți-vă aminte, dacă știți, amintirile oamenilor de artă din secolul, începutul secolului 20, cinematograful a fost hulit, inclusiv Tudor Arghezi. N-a avut plăcere să vadă. Deși după aceea s-a făcut un film, l-a făcut Geu Saizescu, a avut plăcerea să-l conducem la Buftea, era toată în roșu, încă nu era terminată, să-și vadă novela Doi vecini, în care juca și Mițura, Dumnezeu să o ierte că a murit și ea, și i-am arătat filmul, și am arătat Buftea și ne-am lăudat cu toate împrejurările în care s-a născut Buftea și așa mai departe, tehnica cele mai moderne din Europa de Est, așa era sloganul, și Arghezi a stat așa pe gânduri, s-a tot uitat, a ascultat ce ne-a ascultat după ce a vizitat platourile, cele patru platouri, și a spus tot, toată, după ce a văzut și filmul lui, zice, toată filmul după cartea lui, după novela lui, toată asta mi-aduce aminte de o poveste de-a mea din primul război mondial. Mi-a rămas surprins. Adică cum Buftea, ce legătură. Păi când mi-ați spus așa ce dotări aveți, atunci eram tânăr sublocotenent în armata română care se retrăgea Val Vârteș după ce a intrat victorioasă în Transilvania în 1916
Și ne retrăgeam pe Valea Orbului când a venit generalul Falkenhayn, germanii, nu mai erau austro-ungari, și ne-au împins până dincolo la Târgu Jiu, pentru că ne-am refugiat în Moldova. Dar în retragerea eram călare pe un cal și cu pistoletul în mână încercam să adunăm o mână de ostași să facem o linie de apărare pe Valea Orbului, într-un sat acolo de munte. Și am văzut un soldat, un țigan, care tărea după el o armă fugind. Și cu pistoletul am zis, stai, de ce fugi, mai țigane? Și nu, atunci nu era moda cu romi și cu romule. Și a zis, vin nemții, domnul sublocotenent. Și ce-i dacă vine, bă? Păi vin nemții și n-auzi ce noi? Păi au scule, păi și noi n-avem scule. Avem, domnul sublocotenent, dar n-avem nemți. Așa simte ceva. Am fost martor ocular auditiv al acestei fraze formidabile, pentru că arghezii ăsta, pe ce punea mâna și pe ce rostea, devenea artă, admirabil. Un mare poet și scriitor și ziarist și tot ce vreți dumneavoastră. E, asta a fost cariera mea cinematografică, care continuă. Uite, acum m-a poftit un tânăr regizor francez, adică e debutant în cinematografie, a făcut în Franța un documentar și acum are un scenariu și nu, cine credeți că e tânărul, cheamă Serge Celibidache, este chiar băiatul Serge Celibidache, celebrul muzician, marele dirijor, așa de talia lui Ionel Perlea și a celor mari, care a fost și directorul filarmonicii din München an de zile și a căsătorit cu o româncă, s-a născut acest băiat care acum locuiește la Londra. Și m-a poftit la un film său, care l-a scris el, că desprind eu din scenariu că e un fel de film biografic al tatălui lui. O poveste foarte frumoasă și are o echipă franțuzească cu un operator francez. Sunt dator să cred, cum am crezut, să joc în filmele românești la tinerii debutanți cu foarte multă plăcere, că nu știi de unde sare iepurile din pălărie. Și cred că să fie așa cum să spun eu, o continuitate a vieții mele cinematografice. Filmul se cheamă Octav și rolul principal îl are un actor foarte înzestrat și pentru teatru și film, Iureș. Îl știți pe Iureș, nu? Și care a jucat și în străinătate și pe care l-am adus eu când eram director de teatru, a dat concurs la Teatrul Bulanda. A urmat o carieră strălucită, nu din cauza mea, din cauza talentului lui, bineînțeles. Marcel. Noi ziceam, noi, Evgena Patrichi l-a botezat Straniu. Juca așa stran. E, a făcut carieră frumoasă în cinematografie și îmi face plăcere că mă voi reîntâlni cu el. Și uite cum am crescut, am văzut un film, că asta e foarte interesant să accepti să joci la un film după ce cunoști regizorul după o operă, să zic, după o operă cinematografică. Am văzut, am fost poftit de un tânăr pe care îl iubesc foarte tare, Mihai Constantin, băiatul lui George Constantin, talentat, foarte talentat, să-l văd într-un rol, într-un film făcut de un regizor quasi necunoscut pentru mine. Ursul se chema filmul. Și Dan Chișu. Și mi-a plăcut foarte mult duioșia, el a scris și scenariul, el scrie scenariile. Și când m-a anunțat pentru filmul în București non-stop, l-am acceptat cu plăcere. Și cred că am făcut un rol interesant, izbutit, după cum l-a primit publicul. Și de unde știu ei că e de la scara noastră sau de la scara aialaltă? Și la urma urmei, ce mă dracu căuta japonezul în România? Păi poate avea omul treabă în România. La București. Pe strada noastră. L-am mâncat în cursă să vină în România. E, așa-i trebuie. O sală, cum n-am văzut de mulți ani, atât de tixită de lume la cinematograful pro. La premieră a fost chiar un succes foarte mare și a fost atâta lume și pe scări, stătea tineret, încât m-am uitat cu spaimă că era după câteva zile de acea tragedie națională cu sala de la Colectiv. Și chiar am stat cu spaimă. Pe mine aglomerările de mase
mă sperie și de aceea mă rog la Dumnezeu permanent, eu sunt credincios, să ție pace pe pământ, că e îngrozitor. Am trăit războiul al doilea, eram adolescent, l-am văzut, am văzut ceva îngrozitor, ceva atroce, sigur că ăsta, dacă va veni Dumnezeu să ne ferească, nu va asemăna cu ăla nici cum, pentru că va fi pustiitor. În sfârșit, aș vrea să fie pace, să ne putem manifesta și să ne putem înțelege.